În această perioadă, fermierii buzoieni depun eforturi sporite pentru a încheia cât mai rapid lucrările în cadrul campaniei de însămânțări ale anului agricol 2017-2018. Principalele activități din câmp sunt strângerea, transportul și depozitarea recoltei, efectuarea arăturilor de toamnă, eliberarea terenurilor de producție vegetală secundară și înființarea culturilor de păioase. Reprezentanții Direcției Agricole Buzău spun că în cea mai mare parte a județului cantitățile de precipitații au fost oarecum uniforme, ceea ce a ajutat pe fermier să-și lucreze pământul. Deja o bună parte din suprafețe au fost însămânțate. Până la ora aceasta avem o suprafață de greu de 60.000 de hectare însămânțate. Noi ne așteptăm să mai fim însămânțate în jur de 5-7.000 de hectare. De altfel, și condițiile de vreme, vă spune cuvântul. Dar dacă vremea va continua în acest stil, și având condițiile cât de cât cu temperaturi pozitive atât diurne cât și nocturne, fermierii vor mări această suprafață de greu pentru că au avut rezultate bune anul acesta. La rapiță s-a încheiat de mult însămânțările la rapiță și aici avem o suprafață de, spunem noi, foarte importantă, aproximativ 12.000-13.000 de hectare. Pe zona Râmnicu Sărat, dar și în Padina, fermierii au întâmpinat ceva probleme în această campanie a însămânțărilor de toamnă. Lipsa ploilor a făcut ca pământul să fie pregătit mai greu pentru culturi. Astfel de situații se înregistrează la culturile de rapiță. Pe zona Râmnicului acel deficit de apă s-a păstrat așa cum a fost încă de la începutul anului și menținându-se chiar și acum, în această perioadă. Asta înseamnă că s-au pregătit mai greu terenul, s-a însămânțat mult mai dificil, patul germinativ nu a corespuns chiar în factorii cei mai optimi. Zonele acestea ar fi Balta Albă, Vâlcelele, Puiești, deci zona din partea Râmnicului, unde spuneam că există acest deficit de apă. Dar să știți că, surprinzător, chiar și pe Padina, în anumite locuri, avem și acolo ceva neuniformități. Da. Reprezentanții Direcției Agricole Buzău spun că există posibilitatea ca în zonele unde s-au semnalat probleme cu însămânțarea terenurilor cu rapiță, fermierii să opteze pentru alte culturi.